Prezent recent la Roman cu un spectacol memorabil din poezia de dragoste a lui Adrian Păunescu, cantautorul Tudor Gheorghe a fost întrebat de către redactorul Roman 24 despre suma pe care o primește din drepturile de autor, colectate și administrate prost de două entități private. Artistul a recunoscut că suma pe care o încasează din când în când pe proprietatea cântecelor sale e una ridicolă, dar că nu este interesat de acest aspect mercantil. Doamne, eu habar n-am de chestia asta cu drepturile de autor. Nu m-a interesat, nu mă interesează. Pe mine mă fură probabil de o istorie întreagă, dar n-am primit. Primesc din când în când bani de la ei. O sumă ridicolă. Absolut, adică ceva așa, nesemnificate. Bine, eu beneficiez, între ghilimele spunând, și de faptul că spectacolul, ceea ce fac eu, nu se difuzează nici pe televiziune, nici pe radio. Eu sunt un tip mai special. Și atunci n-au de ce să-mi dea bani, pentru că eu nu fac șlagăre să se difuzeze, să fie lumea fericită. Eu fac spectacole mai de altă factură. Artistul este foarte mulțumit că spectacolele sale sunt primite cu entuziasm de public și este singurul aspect de care este interesat. Dragoste. Orice se poate negocia, orice se poate amenda, orice se poate amanita-o în afară de incurabila și ireductibila poveste de dragoste. Pune-se în cale ei toate casele de bani, trag împotriva ei toate armele de asalt, lucreze împotriva ei parlamentele, tamblagii, rugina singura, nemuritoare, e povestea de dragoste. Copilăroasa, ordinara și divina dragoste. Mi se lăcrimează rece spada când ajung în fața ei și-o văd. O iubesc pe albă ca zăpada și albastru ochilor prăpăd. Uneori ea spune și cuvinte cum ar fi că frigul e frumos. Tudor Gheorghe este încredințat că va rămâne în istoria culturii românești prin originalitatea a ceea ce a reușit să facă în teatru și muzică, în special cu atât mai mult cu cât stilul său este unul absolut original și greu de imitat de orice alt artist.